Gabi, o să inventez vreo pedeapsă cumva. În ultimele săptămâni, toate emisiunile încep cu bruiajul tău. Eu anunț 3 secunde și tu imediat începi să faci zgomot, parcă ești dărdală sau cum se numește asta. Salutare, azi avem o emisiune mai relaxată așa, pentru că vorbim cu proaspăt aderați sau simpatizanți ai Partidului Verde, o echipă cu numele comun Neacșu din Olt. E vorba de Gabriela Neacșu. Ne bucurăm să avem și femei în partid și în emisiunea noastră. E vorba de Alin Neacșu și de Marius Cosmin. Tu trei Neacșu, eu Oleg Bregaș cu Gabriel Ursescu din Suedia. Vom încerca să moderăm această discuție, să aflăm care e situația în Olt și care sunt planurile acestor noi membri și simpatizanți ai Partidului Verde, dacă e posibil să facem și acolo o filială și care să apară onorabil, frumos în viața publică, poate chiar în campaniile electorale care stau să vină. Întâi vă rog să vă prezentați pe rând și să explicați de ce aveți același nume de familie, Tustrei. Da, bună seara, în primul rând. Sunt Alin Neacșu, inginer agronom la bază. Proaspăt intrat de vreo 3 săptămâni în cadrul Partidului Verzi. Da, de mult am vrut să intru într-un partid politic, numai că nu m-am identificat cu niciunul dintre ei până în momentul acesta. După unele discuții cu unii dintre membrii Partidului Verzi, m-au convins să intru în politică și să fac parte dintr-un plan măreț, cred eu, dintr-un plan de viitor, dintr-un grup care se pare că vor să aducă o schimbare. Cum zicem noi, bun venit în oastea generalului, amiralului, mareșalului sau colonelului, nu știu cum să-i zicem, Într-o luptă a titanică. voievodului Florin Călinescu. Vă rog, următorii, cine și cum se prezintă? Mă numesc Neacșu Marius Cosmin. Sunt recent venit de vreo 5 luni în țară. Sunt plecat de peste 13 ani. Am intrat în partid cu gânduri bune, ce să zic, nu știu, cu gânduri mari. Sunt din comuna Iancujeanu. Am terminat liceul în Iancujeanu, am plecat chiar după ce am terminat școala imediat. De profesie, constructor, am peste 13-14 ani în construcții Și eu am lucrat pe și... șantier. Nu e o rușine sau... E o meserie onorabilă. Nu mor de foame cu asta niciodată. Și ca orice tânăr plecat din țară, na, întoarcere acasă cu gânduri mari. Și Gabriela poate ne explică și de ce vă numiți tu trei Neacșu. Bună seara, da, mă numesc Neacșu Ioana Gabriela, Neacșu Cosmin este soțul, iar Neacșu Alin este cumnatul. Ok, Sunt bravo. profesoară de sport, de profesie, din Iancujeanu. Și cu aceleași gânduri sperăm să facem lucruri cât de cât bune în această localitate și... Deci, deocamdată sunteți Da. într-o localitate, tu trei localizați, da? Și încercați Da, să, da, să da, da. convingeți, să atrageți simpatizanți și din alte localități. Da. Da, din tot totul, Da. practic. Bravo, bravo, vă felicit. Câteva cuvinte despre mine și pentru cei din Oltenia care ne văd. Rog frumos să distribuie, să comenteze, să vină cu idei. Eu mă numesc Gabriel Urtescu, stau în Scandinavia și vreau să ajut pe cei din țară, indiferent din ce zonă sunt, și pe concetățenii mei din alte țări. Eu mă bucur foarte mult că avem o familie, să zic aici, care îmbrățișează ideologia verde și sperăm să mărim familia verde cât mai mult. Mie... Da, cu siguranță. Sunt foarte mulți simpatizați și mulți care vroiau să intre alături de noi, doar că
timpul a fost foarte scurt, lucrează foarte mulți dintre ei. Programul de ora 7 în România, mulți lucrează la ora aceasta și din cauza aceasta n-au putut să fie alături, dar cu siguranță sunt mult, mult, mult mai mulți care vor să facă parte din Partidul Verzilor în Olt. Mie aventura asta a voastră, a familiei de a adera, de a susține o idee, mi-amintește de adolescență când eu am convins toți frații mei și suntem 5, inclusiv părinții noștri și bunicii noștri, să susținem o cauză, o idee unionistă, pe timpul când în Republica Moldova guverna un partid anti-unionist, anti-românesc, anti-european, Partidul Comunist, și am făcut declarația asta publică asumându-ne și riscurile. Deci mi se pare minunat și de lăudat când susțineți o singură cauză, dar atenție, în politică există o problemă, mai ales aici în Balcani și mai ales aici în România. Haideți să începem a discuta despre problema nepotismului, a corupției, a relațiilor de clan, de familie. Aveți așa ceva și în Olt, în viața politică locală de acum? Nu e așa că trebuie luptat cu asta? Da, în primul rând ar trebui ales criteriul domeniului. Dacă activezi pe un domeniu, cel puțin ar trebui să ai studii în acel domeniu. Da, ar trebui mai multă transparență. Concursurile pentru ocuparea posturilor de muncă ar trebui clar definite, nu după două, trei criterii care clar avantajează o persoană. Astfel de criterii ar trebui să vină cel puțin tipizate, adică nu de la o, să difere de la o comună la alta sau de la o instituție la alta. Ar trebui să fie niște criterii clare. Dacă se axează pentru un post anume să fie o experiență de un anumit an, eu inclusiv am căutat să mă angajez ca inginer agronom după ce am venit în țară și am întâmpinat mai multe primării care angajau, dar la una se cerea experiență de 3 ani, la una de 1 an, la una de 2 ani. Mi se părea absurd să difere în momentul în care tu practic dorești să mergi pentru același post. De ce să difere experiența, domeniul sau cel puțin să fie acolo studii care să echivaleze postul la care tu vrei să aplici. Și din cauza asta mi se pare tot așa, brază de nepotism, cum ai zis, se caută angajarea unei terțe persoane. Sau cel puțin acele criterii sunt făcute să avantajeze o anumită persoană. Deci sperăm că voi veți promova transparență, corectitudine în angajări, mai ales clar, pe funcții publice și pe funcții bine plătite, ca să avem o imagine bună a partidului și atunci când vom ajunge în funcții, la guvernare. Bun, cum da. Funcționează acum administrația locală în satul vostru, în județul Olt? Ce e de schimbat? De ce vreți să faceți și voi politică? Comuna Iancujianu, da, verzii sunt încă la început, adică eu personal nu auzisem până să caut să mă interesez online pe internet. La nivel de Iancujianu nu era cunoscut. La nivel de Olt am avut mici discuții cu membrii ai Olt, ai verzilor. Sunt membri, dar se fac, din punctul meu de vedere, pași mult prea mărunți. Mult prea mărunți. Cum zic englezii, dacă gândești big, you need to think bigger. Adică dacă ai făcut niște pași mărunți, ar trebui să începi să faci și pași mari. Adică noi ar trebui totuși, am început cu pași mărunți, dar după o anumită perioadă, nu știu, de 4-5 ani de când e, ar fi trebuit să începem să facem pași din ce în ce mai mari. Adică să avansăm cumva. Să ne facem mult mai bine cunoscuți, mult mai bine organizați și să colaborăm mai mult. Eu așa văd din punctul meu de vedere. Sunt nou, încă învăț ce este la verzi, adică cum merg lucrurile, care este doctrina partidului, care sunt oamenii asumați, sunt oamenii care doresc să facă o schimbare și eu încă învăț, practic, și sunt bucuros că am ce să învăț. Dar pentru că ești tânăr, ești și maximalist și vrei dintr-o dată rezultate mari. Hai să vedem ce rezultate o să faceți voi în filiala pe care vreți să o creați. Da, Gabi? Exact. Este foarte bine, fiindcă noi care acum suntem și presați de timp, ca și partid mic, să ardem niște etape și această infuzie de tinerești și de entuziasm chiar este necesară.
fiindcă am înțeles că vin alegerile destul de repede, după care vin alegerile parlamentare și noi avem un mic handicap, nu avem bani de la Partidul Verde, nu are bani de la bugetul de stat, suntem tineri, trebuie să rezolvăm multe probleme legate de organizarea partidului, dar partidul este viu, lumea vrea să vină la noi și este un lucru foarte bun, așa că să nu vă fie frică, dragi colegi, fiindcă lucrurile le vom îmbunătăți împreună și vom crește cu cei care vor veni alături de noi și de domnul Florin Călinescu. Și totul mai ales pe fundalul nemulțumirii populare față de întreaga clasă politică. Până acum câteva partide au alternat la guvernare sau uneori au guvernat împreună și oamenii vor ceva nou. Deci sperând că o să ne observe pe noi, verzii, venim și noi cu soluții la problemele existente. Ce probleme există în Olt? Eu vara trecută am pedalat, că-s biciclist, iată, se vede poate bicicleta mea. Am pedalat vreo 400 de kilometri într-o săptămână de-a lungul Dunării până la Olt și înapoi. N-am ajuns la Slatina. Dar am văzut o grămadă de probleme, de diferențe sociale, de infrastructură precară, de mai ales de poluare. Am vrut să mă scald în Olt, dar când am văzut că e plin de gunoi, m-am speriat și nu m-am scaldat. Da, și zilele trecute, din câte ați observat, a circulat pe Facebook un video cu râul Olteț din Balș, cu acel morman de gunoaie care pur și simplu pluteau deasupra apei. Mulți se întreabă, dar cum e posibil așa ceva? Păi întrebarea este logică. Odată ce amplasezi zona unde vrei să depozitezi deșeurile, cum îi spunem noi, groapă de gunoi, în apropierea râurilor, în momentul când tu ai o cantitate mare de precipitații și acel râu revarsă de matcă, adună în jurul lui tot ce prinde. Dacă tu pui zona de gunoi în apropierea râului, unde crezi că o să se ducă acel gunoi? Clar, asta ar fi unul din lucrurile ar trebui gândite, adică nu ar trebui lăsat să amplaseze zona de depozitare a deșeurilor în apropierea râurilor. Asta ar fi unul din punctele de vedere ale mele personale, practic. Și al doilea, dacă tot sunt niște amenzi care se acordă persoanelor care aruncă deșeurile aiurea sau din pe cont propriu cu căruța, cu căruțul, cu toate alea, ar trebui din când în când și aplicate aceste amenzi, pentru că dacă nu le aplici, probabil că persoana care aruncă își formează un obicei și practic va arunca mereu. Al treilea rând, nu vreau să judec pe nimeni, dar ar trebui mai multă propagandă sau făcuți oamenii să cunoască, să sorteze deșeurile și toate cele, plastice la plastice, gunoiul menajer la gunoiul menajer. Sunt atâtea comune care recoltează acele deșeuri de la curțile oamenilor, dar nu contează ce aruncă omul. Ăla aruncă aragaz, ăla aruncă bălegar, ăla aruncă un coș de gunoi, le aruncă toate și le duc în același spațiu. Nu, aceste lucruri trebuie sortate clar și duse fiecare către direcția care trebuie. Nu trebuie aruncate pur și simplu la întâmplare. Bun, dar ce ne încălzește dacă sortăm gunoiul și după aceea îl aruncăm tot așa în natură sau îl depozităm mai departe? Pentru că dacă... Cred că gunoiul trebuie să fie și reciclat, mai ales cel care e biodegradabil, plasticul, metalul, lemnul. Problema principală e că suntem în 2021 și mi se pare absurd ca în comunele mici să nu există o firmă, cineva să ocupe de salubritate, de reciclarea lucrurilor astea, pentru că în comunele mici se aruncă chiar la marginea apei, simplu. Dar în 2021 se poate... Precizează și Gabriela, e secolul 21, dar e încă anul 2020, vrei să scapi de el cât mai repede din cauza pandemiei, probabil. Scuzați. Că eu din Italia și acolo este foarte ordinat, lucrurile astea sunt foarte puse la punct. Părerea mea, Italia printre țările care sunt cele mai organizate în sistemul de reciclare a rezidurilor. Da, probabil eu am fost de câteva ori în Italia și aici oarecum te contrazic un pic. Tu sigur ai lucrat sau ți-ai desfășurat activitatea în Italia
în partea de nord a ei, bănuiesc. Pe poftim? La nord. Unde da, în Italia? În partea da. Exact, partea de nord, fiindcă, da. Exact, fiindcă în partea de sud... Acolo și problema, sud, da. Da, acolo sunt niște probleme, deci uite că, nu? Da, într-adevăr, sunt mai avansați ca și noi, fără nicio problemă, dar au și deocamdată problemă. Dar, ca să vă... Partid... Da, numai puțin, Partidul Verde nu militează doar pentru mediul curat și o să trecem, da, după ce termin tu ideea, o să trecem la Gabriela să vedem părerea ei despre educație. Zic că problema este acolo în zona nord, de unde am stat eu, până și pampersul, că am doi copii și pot să zic, și acel lucru se reciclează. Deci s-a ajuns la un nivel foarte mare, părerea mea. Păi da, comparat cu noi, cu România, comparat Italia cu e avansată, dar probabil, cum zice Gabriel, comparat cu Suedia, unde e el, probabil Italia stă cumva la coada reciclării. Da, și eu vorbesc de nord, atât. Da, să auzim dar pe Gabriela despre educație și toți am putea să vorbim despre educație, pentru că e o problemă tot... mai importantă, tot mai actuală. Observăm că nu funcționează societatea pentru că e o problemă de educație, inclusiv educație de mediu, de salubritate. În perioada asta chiar a fost o mare problemă cu educația. Deși toate cursurile s-au desfășurat online, au fost foarte mulți copii care n-au avut posibilitate să intre online, n-au avut tablete sau au fost familii cu un singur telefon sau un singur laptop și trebuiau să-și desfășoare 2 sau 3 copii activitățile online și era imposibil. Deci mă gândesc că totuși fiecare trebuie să avem să aibă parte de o educație, că e sărac, că e bogat, toți trebuie să avem aceeași parte, nu? Și de asta zic că perioada asta a fost foarte grea pentru unii copii. Nu știu ce să spun. Mai multe. Știu decât perioada asta. Am și puține emoții. Da, și eu aș avea ceva de adăugat în legătură cu materiile. Ar trebui clar implementat în școli cursul de ecologia mediului, care este exact, de față, da, dar nu poți să-l combini cu matematica în același manual. Mi se pare absurd ca în aceeași oră un copil să facă și ecologia mediului, dar să facă și matematică, sau la un test de matematică să aibă probleme de ecologia mediului. Mi s-ar părea clar niște lucruri bine delimitate să se facă o materie de ecologia mediului, astfel încât copilul să înțeleagă ce este ecologia mediului și dacă plecăm de jos o educație, ecologia mediului și probabil undeva peste câțiva ani se vor schimba lucrurile și la noi. Eu cred că se schimbă, încet se schimbă și la noi, pentru că odată ce facem parte din Uniunea Europeană trebuie să ne adaptăm puțin și la cerințele Uniunii Europene. Dar consider că da, ar trebui implementată o materie clară de ecologia mediului în școli, dar nu pusă în același manual cu matematica și să o numești MEM, matematică și ecologia mediului. Mi se pare puțin prea mult din punctul meu de vedere. Deci copilul meu a făcut în Anglia, clasele primele două clase le-a făcut în Anglia și apoi am venit în România. Am avut puțin, adică ecologia mediului se făcea foarte bine în Anglia, copiii erau scoși în ploaie afară și arătați cum se muncește câmpul pe ploaie, cum se muncește, adică niște lucruri foarte clare, adică dacă ei vreau să facă ecologia mediului, o făceau fără o împreună cu altă materie, dar ei parcă au băgat-o puțin obligatoriu la școli și ce au făcut? Hai să o facem cu matematica, ca să ce? Multe școli poate considera, las că mai bune facem 40 de minute de matematică și lăsăm 10 minute de ecologia mediului. Sau să citești un manual de MEM să înceapă cu despre delta Dunării, despre deșeurile, cum am discutat și noi, și la următorul punct, la punctul 2, îl întreabă cât face 8 ori 8. Mi se pare puțin prea mult pentru vârsta lor la 8 ani în clasa a doua să se împreune două materii în același timp. Ăsta este punctul meu de vedere, că ar trebui
făcută o materie de ecologia mediului pentru că este importantă, dar nu împreunată cu o altă materie, făcută total definită, separat. Este program în cursul școlar de 4 ore pe zi, sunt 5 zile pe săptămână, sunt 20 de ore, adică nu găsești o oră doar pentru ecologia mediului, care este una dintre cele mai importante, din punctul meu de vedere, materii care ar trebui predată în școli. Gabriel, nu te aud. Nici eu. Da, a trecut o mașină de înghețată și trebuie să închid... Era bună. Da, și eu mi-am oprit microfonul, exact. Amândoi moderatorii ne-am sincronizat. Dacă o auzea copilul, fugea pe ușă. Exact. Vreau să întreb pe colegul din care a fost în Italia, fiind constructor, ce ar construi el în Olt? Ce ar crede el că este necesar? În principal, infrastructura. Nu e infrastructură, nu e... Nu poți să crești. Nici ca țară și nici ca oraș. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Cum stați cu spitalele acolo? Da. O întrebare foarte bună. Foarte bună. Adică, nu numai că eu cred că trebuie crescut din punct de vedere al igienei și al infrastructurii, cum arată clădirile, dar numai a spitalelor, al poliției. Nu știu dacă a văzut cineva cum arată sediul poliției din Balci sau sediul poliției din Comuna Ian Cujianu, care stau probabil cu ligiene în undeva sus să nu le plouă înăuntru. Fără să jignesc pe nimeni, dar consider că nu, trebuie lucra la chestiile astea, pentru că imaginea unei țări este în infrastructură, în ceea ce pot ei să ofere. Cum atragi o firmă din exterior dacă tu nu ai drumul, nu ai autostrăzi, nu ai spitale, nu ai o organizare clară? Da, e un lucru foarte mult de lucrat în România. Nu pot să compar cu altele țări, că nu avem ce compara, dar noi avem specialiști în domeniu. Mie îmi place să cred că România are foarte mulți specialiști în domeniu și cred că este unul din top în lume la specialiști în domeniu, că sunt medici, că sunt ingineri, că sunt IT-iști, că sunt agricultori, că sunt ăștia. Păcate, nu profităm de cunoștința oamenilor sau rasa română, sunt... Noi pricepem foarte repede, înțelegem, învățăm foarte repede și ne place ceea ce facem. Și noi ca țară nu profităm practic de cunoștințele noastre și de-aia plecăm în străinătate și practicăm joburile în partea cealaltă, în loc să le practicăm în țară, să ne dezvoltăm țara noastră, ne ducem în alte părți, să dezvoltăm în alte părți. Dar noi ar trebui să profităm de mentalitatea românească, să o dezvoltăm și să profităm de cunoștințele noastre. Că te-am prins cu vorba despre rasa română, te rog să-i explici, că nu suntem o rasă aparte și tocmai zilele astea s-a discutat și la... Da, adică adunarea... românul, da, românul ca nație, okay. E o persoană care înțelege foarte repede, foarte bine dezvoltați mental, foarte deschiși mental, inclusiv eu rămân șocat și cei de la școală au rămas șocat de copilul meu care... A venit după grădinița în România și cunoștea așa de multe, scria, citea, tabla multiplei, adunări, le știa de la vârsta de 6 ani și profesorii englezi m-au întrebat cum e posibil ca un copil de 6 ani să știe atâtea lucruri și am zis, învățământul din România se poate, dacă se vrea se poate, adică dacă un profesor chiar se ocupă și un părinte chiar se ocupă de copil, se poate. Vreau să-ți amintesc de niște statistici de anul trecut făcute publice. Un sfert dintre români de orice vârstă sunt cam analfabeti funcțional și tot e o problemă a învățământului românesc. Deci probabil e un caz special copilul dumitale. Poate dumneata ești un caz special, dar noi nu suntem o nație extraordinară și ar trebui să ne ferim de acest etnocentrism naționalist. Pentru că suntem una dintre națiile conlocuitoare din Uniunea Europeană și din România. Nu suntem cu nimic mai breji decât alții. Nu suntem nici primii, nici ultimii pe acest pământ. Îmi e prins pe Oleg Fichelar în master. Nu, dar când am auzit... De... Așa, da, exact.
Dar când am auzit cu nația română, m-am speriat, pentru, cu rasa română, pentru că chiar zilele astea vă spuneam și la congresul sau conferința verzilor europeni și iată chiar azi în Parlamentul European s-a discutat despre prevenirea și combaterea rasismului. A fost un puseu de rasism mai săptămâna trecută în Statele Unite, dar protestele Nu. au ajuns în toată lumea, inclusiv aici în Europa. Și ar Nu trebui să fim cred. atenți, să nu repetăm istoria, pentru că foarte recent s-a întâmplat în istoria românească chestii abominabile pe motiv de rasism, de xenofobie, de antisemitism. Deci vă rog atenție la termen. Pe mine asta m-a fascinat la Partidul Verde, anume deschiderea pentru diversitate și prețuirea, pe primul loc e pus drepturile omului, egalitatea tuturor, Da, inclusiv clar. egalitatea de Clar. gen. Și tamam zilele astea s-a discutat despre egalitate de gen. Ați auzit ce s-a întâmplat ieri în Parlament? În mediul academic, în școli, să nu se vorbească despre identitate, despre egalitate de gen, despre abuzurile pe bază de gen. Ceea ce ni se pare că ne pune în rând cu Federația Rusă, cu Ungaria, cu alte țări care s-au abătut de la calea democrației. Sper că nu sunteți adepți acestor... Nu, 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 e clar. Nu există, cum a zis și domnul președinte Florin Călinescu, a și punctat într-una din emisiunea de la de a avut-o dânsul în direct la Oltenia TV, două aspecte foarte clare în privința asta. Nu, nu, nu-mi place să cred că românul e o rasă rasist sau că gândește rasist. Nu, noi suntem egali, noi trăim egali. Și la mentalitatea asta trebuie plecată nu numai în România, peste tot, asta e clar. Oamenii sunt diferiți și românul e capabil de fapte dispuse rasiste și când le vedem trebuie să le denunțăm și CNCD-ului, și CNA-ului, și parchetului, da, și în da, e organe clar. Interne ale partidului, dacă observăm la vreun coleg de-al clar, nostru. Clar, clar. Nu, nu cred că este cazul. Vreau să intervin, avem un comentariu de la Doru Rebenciuc, dacă nu mă înșel, este din Cipru și spune așa, domnule, Partidul Verde trebuie să aducă în echipă verde oameni adevărați, profesioniști. Da, Doru, așa este, dar reține un lucru și trebuie să reținem că noi vrem, suntem un partid mic, majoritatea dintre noi nu a mai făcut politică înainte, și avem nevoie de oameni care doresc să învețe politică, administrație publică, chestii juridice, de să fie un pic complex, dar și specialiști în același timp. Și nu contează, nu neapărat trebuie să ai 3-4 facultăți ca să stăpânești un domeniu. Dacă tu dorești să fii specialist sau cunoscător al administrației publice, tu poți să fii chiar și șofer de tir, deci nu este nicio problemă. Și exemplul clar, Partidul Verzilor se îndreaptă către toți. Exact, vă dau un exemplu unui parlamentar suedez pe care l-am cunoscut personal, vorbește despre chestii juridice ca pe apă și el este un șofer. Și mă repet, este suedez. Deci să trecem de acest trag. Vrei să înveți? Da. Hai la Verzi, nu contează no. neapărat câte diplome ai, fiindcă rețineți oameni în cravată și oameni cu 17.000 de, în ghilimele, bineînțeles, de diplome, au vândut timp de 30 de ani țara. Așadar, Partidul Verde își dorește oameni sinceri. Doamna Gabriela, care este diferența da. Între generația dumneavoastră și generația mai veche în raport cu digitalizarea? Mai bună, oricum, față de trecut, este mult mai bună. Doar că, cum v-am spus, nu toți își permit chestia asta cu digitalizarea. Exact, exact. Da. Există multe, mai ales cu pandemia, în perioada asta, v-am spus, au fost multe probleme, mai ales în școli. Servicii locale, digitale, ceva în județul dumneavoastră, e loc de schimbare? Intri pe site-ul primăriei, de exemplu, afli măcar informații de contact de la serviciile primăriei sau informațiile obligatorii prin lege despre salariul angajaților, bugetul primăriei? Sunt consultați oamenii despre inițiativele, proiectele de decizii din Consiliul Local? Sunt și consultați în Consiliul Local, mai sunt discuții, dar nu știu câte din aceste discuții sunt concretizate. Păi aici, concretizate noi, în ce noi, sens? Noi... Că
Degeaba prevede legea, Adică consultarea publică, transparență, dacă cetățeanul nu cunoaște legea și nu știe despre acest drept și nu se interesează despre viața publică, aceste drepturi scrise pe hârtie și-s degeaba. Da. Până când nu le revendică cineva. Deci e necesar să cultivăm un spirit civic al cetățenilor, indiferent dacă sunt membri de partid sau simpatizanți sau chiar ostili partidului nostru, dar oamenii trebuie să se implice în viața publică, pentru că altfel niște clanuri pun gheara pe instituțiile publice și le folosesc în interesul lor de clan, de familie, de partid. Pe când instituțiile publice ar trebui să funcționeze în interesul tuturor cetățenilor contribuabili măcar, dacă nu cumva și acelora care sunt asistați sociali, care nu pot contribui la bugetul public, din motive de sănătate, din motive de, eu știu, de alte motive, pentru că sunt, eu știu, migranți decăzuți din drepturi și oamenii ăștia tot au drepturi fundamentale și trebuie să avem și grijă lor. Gabi. Da, hai să trecem la unul din, care a venit din Italia. Dacă s-ar întoarce românii din diaspora în România, respectiv oltenii din diaspora în Oltenia, ce ai îndruma să facă, unde să investească, cum să înceapă, ce sfaturi le-ai da? Păi, principala sursă, cred că este agricultura în România. Da, bine, dar ortul este, e clar, ortul se tratează la agricultură. Ce poți să ne spui despre servicii? Deocamdată, decât de 6 luni când m-am întors acasă, sunt puțin cam dezamăgit și ca instituție locală și e greu acum în momentul ăsta, că cineva să întoarc acasă, să se descurce, să reușească ceva. E foarte complicat. Pe timp de criză sanitară, Gabi, tu vrei omul să aibă planuri când oamenii se gândesc la supraviețuirea fizică. Da, așa este. Da, tu vrei să faci este, planuri economice când falimentează o grămadă, când rămân șomeri și peste hotare și acasă. Cineva să-și facă planuri roze, frumoase. Până acum e forță de muncă. S-au întors românii acasă și ce facem? Îi lăsăm să plece la loc, nu? Exact. Eu vreau doar ca să provoc discuția, ca să vedem dincolo de probleme, să vedem și soluțiile. Și dacă vrem să schimbăm ceva în comunitatea noastră, chiar că trebuie să ne suflecăm, să luăm taurul de corne și să vedem ce soluții sunt. Și eu ce văd eu acum și posibilitatea de antreprenoriat pentru cei care se întorc din diaspora în țară, posibilitatea ca să modernizeze instituțiile publice din România, să deschidă diferite afaceri și iată, chiar mai înainte vorbeam despre digitalizare și aici există foarte mult loc de muncă la primării, la diferite instituții, servicii, IT, programe, site-uri, etc., etc., fiindcă din experiența mea cu site-urile instituțiilor publice la localitățile din provincie, mai ales mici, multe site-uri sunt problematice. Inclusiv câteva din site-urile de municipii sunt cu probleme. Cum ai putea rezolva aici? Ce propunere ai face? Păi dacă prima piedică, vorbim de digitalizare, dar prima problemă când ajungi la o primărie, sunt probleme, sunt oamenii. Părerea mea, ești bugetar, tot respectul, dar bugetarul trebuie să fie în slujba cetățeanului. Ceea ce în România nu prea se întâmplă. Dacă eu aici, la primărie, sector 5 sau 6, trimit petiții despre cazuri foarte importante și nu primesc niciun răspuns, sau la alte instituții chiar de stat mai înalte, dar tu vrei în satul acela din Olt să-ți reacționeze oamenii, ei încă nici nu știu că sunt obligați prin lege și nici nu au cultura responsabilității față de cetățeanul care le plătește lor salariul. Da. Aici e problema. Eu vreau să dau idee aici și să-mi ajut colegii. Sunt posibilități ca în cazul în care voi candidați și sunteți deja în campanie și vorbiți cu cetățenii și în cazul în care veți fi aleși,
Trebuie să vorbiți despre faptul că puteți accesa fonduri pentru digitalizarea unor servicii din comuna sau localitatea respectivă. O mai bună comunicare cu cetățenii, o altă deschidere, o informare, da. Schimbarea mentalității, etc., etc. Deci uitați-vă că deja sunt câteva idei și acolo voi care ați venit din diaspora, ați venit în țară, aveți multe lucruri în fața celor care trăiesc în România. Apropo de fonduri europene, eu cred că și problema salubrizării se poate rezolva cu granturi, chiar nici măcar nu investiții, și cu evacuarea, cu sortarea deșeurilor, și cu probabil stații de canalizare, că pariu că n-aveți. Toată lumea face S-au apucat abia acum. S-au apucat. Da. Asta vreau să zic că în ultimii 3 ani, parcă Iancu Jeanu a intrat în Uniunea Europeană doar în ultimii 3 ani. S-au mai asfaltat niște drumuri, s-au mai făcut niște lucruri. Dar România este în Uniunea Europeană de atâta timp. E păcat că doar în ultimii 3 ani s-au mai asfaltat niște drumuri și s-au început la rețeaua de canalizare. Da, e un punct pe care România ar trebui să pună bază pe rețeaua de canalizare și pe recoltarea deșeurilor. E și la nivel local și la nivel de țară. Iată, un spectator al nostru zice: în ziua de azi gunoi este o materie primă, deci se poate face și un business prosper pe chestia asta. Dacă clar, clar. Ați vrea, eu știu, să investigați situația, să dați șansa unor businessmani locali. O provocare pentru voi. Eu știu că unele localități au fond social pentru ajutoarele sociale pentru cei care ar putea lucra, dar nu lucrează din diferite motive. Ce ați prefera, să le dați acest ajutor social sau să faceți un proiect și să le dați locuri de muncă? Dau un exemplu pentru construirea unui depozit de sortare mase plastice sau sortare locuri de muncă. Locuri de muncă este clar, pentru că un ajutor social, nu știu exact ce sumă are, 300-400 de roni, este absurd să trăiești cu 300-400 de roni pe lună. Adică, da, cred că unii oameni ar alege ajutorul social, dar tot trebuie să facă 10 zile de prestație, adică să faci 10 zile pentru 3 milioane de prestație în loc să muncești 20 de zile cu carte de muncă și să ai un salariu de 15 milioane, 1500 de roni, adică e o diferență mare și de bani, e clar, locurile de muncă sunt mult mai avantajoase și mult mai ok pentru majoritatea. Păi eu cred că aici cât ajunge omul să încaseze din acei 1500 de lei care îi se alocă, zici, poate prin salariu, cât ajung la el, cât cheltuie pentru a merge la loc, în ce condiții lucrează, nu încercați să păcăliți omul să lucreze degeaba când poate să stea degeaba. Da, da, așa, aici ai dreptate, da. Eu personal cred că și ajutor social este o asigurare de vot pentru anumite partide. Vreau să ajut, o să vină campania electorală, Partidul Verde nu are fonduri să dea plăsuțele. Cu ce îi putem convinge ca să vină la Partidul Verde? Le spunem, domnule, avem pe Florin Călinescu care are un alt mesaj, aveți încredere în el? Sau lăsăm să meargă la cei care le dau o plesuță sau le flutură diferite promisiuni sau le arată chiar bățul, să zic așa? Cum vedeți, după o istorie de 30 de ani, îmi place să cred că e timpul să aleagă cum trebuie. Pentru că alesul plasei, se vede ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, nu a funcționat. Ar trebui să mai alegem și planul și oamenii care sunt asumați, nu numai iasă și spune îmi asum, nu, oameni care își asumă ceea ce spun și își asumă un plan și niște oameni care vor o schimbare. Cred că doctrina partidului ar trebui să fie adusă la urechile oamenilor și în primul rând informați ceea ce vrea Verzi de la România, ceea ce vrea să dezvolte în România, și îmi place să cred că ar trebui să-și dea seama că alesul plasei, cum ați zis dumneavoastră, nu a funcționat în România, ar trebui să alegem și omul. Gabriela,
Ești încă, să zicem, facem un exercițiu de imaginație. Ești în campanie electorală și te întâlnești cu unul de la PSD sau PMP sau PNL care au geci frumoase și plăsuțe, brelocuri. Și tu nu ai decât un fluturat să le dai la cetățeni. Ai evacuat să-i spui, uite domnule, noi nu avem nimic, suntem sinceri, alege Partidul Verde. Și trec competitorii tăi pe lângă tine. Ce le răspunzi? Ce atitudine ai avea? Eu aș avea curaj să fac chestia asta, dar nu știu ce atitudine aș putea să am. Aș încerca să fiu cât mai convingătoare, cum a zis și Alin, aș încerca să-i conving, să vadă că ceea ce s-a întâmplat până acum nu a fost ok. Deci aș încerca deci, să-i cumva din... Sinceritate și proiecte versus plăsuțe și plăsuțe. Da, dar în ziua de astăzi, din câte am observat, majoritatea tineretului au început să refuze plăsuțele și tot ceea ce înseamnă floare de... Da. Exact. Da, eu știu genele. Acum ce să zic. Trebuie să-i ademeniți cu mai mulți biți și spoturi Wi-Fi prin comune și cartiere. Exact, da. Sper să vă constituiți într-o alternativă credibilă ca oamenii să vă voteze pentru că veniți cu soluții la problemele lor. De exemplu, Costel Iulian, un coleg al nostru care afișează sigla Partidului Verde la profil, zice e necesar ca cel puțin dintre fondurile europene să fie accesate, altfel dacă nu se prezintă acest procent, să permită prin lege demiterea guvernului, fără drept de apel. Da. Ați susține așa o cauză? Da, eventual da. Și pentru administrația locală, dacă primarul, consiliul local nu scrie proiecte și nu obține granturi, fonduri, chiar și de la bugetul public, dacă nu justifică activitatea lor, să li se reducă mandatul la jumătate. Sau să facă probabil că aveam rețeaua de canalizare și drumuri de mult, nu numai în ultimii 3 ani, dacă era legea asta de mai multă vreme. Probabil că da, iar focusa și pe ei sau pe cel care este la putere să chiar să facă ceva, să-și facă datoria. Dacă ar fi o astfel de lege, ar fi ok. Cred că și-ar da mai multe persoane interesul. Și tot... O întrebare, ce părere au cei din Oltenia dacă Partidul Verde vrea să reducă parlamentarii la maxim 300. Am impresia că asta ar fi votat una limitată și s-a și votat reducerea, dar adică toată lumea e de acord cu reducerea numărului de parlamentari. Inclusiv s-a adus în discuție și pe plan local reducerea numărului de consilieri de la 11 la 9 și chiar vă dați seama, toți au fost interesați și mi se pare mult mai ok reducerea numărului de consilieri și reducerea numărului de parlamentari, pentru că așa poți să mai aduci niște bani la visteria statului, nu luând bani din alocația copiilor sau altfel de idei care nu și-au locul. Consider că da, de ce ai nevoie de 11 consilieri când și 9 ar putea să voteze la fel de ca cei 11? Deci, exact. Eu cred că numărul ăsta ar fi valabil la o comună. Ce ați dori? 9 consilieri sau un site bun pentru primărie, digitalizare și 7 consilieri? Dau un exemplu. Clar, cu dreptul fiecărui cetățean să voteze, da, cu înștiințarea online, cu efectuarea ceea ce se dorește să se implementeze în comuna Ian Cujeanu și cererea poporului sau locuitorilor, părerea locuitorilor cu digitalizarea sau punerea pe site-ul, așa, asta vrem să facem, sunteți de acord, da sau nu, votați, da sau nu și astfel încât și cetățeanul s-ar simți mai implicat și probabil și mai responsabil și s-ar gândi de 2 ori înainte să arunce gunoiul pe marginea râului și multe alte idei. Da, consider că este o idee mult mai bună să implici și cetățeanul că practic ca primărie vezi interesul cetățenilor și ar trebui să-i implici mai mult. Colegul nostru din Germania, Eugen Trif, zice cred că reducerea numărului de parlamentari este cea mai mare dorință a mea. Și se pare că a fost și dorința poporului care a fost consultat la un referendum, dar iată aleșii poporului, deputații, n-au ținut cont de rezultatele acelui referendum inițiat, se pare că încă pe timpul lui Băsescu.
Viorica Maria Dorin Petrișor, nu știu cine dintre ei scrie, din această familie. Mai rău, zice, nu 300, 100 de deputați, dar să fie buni. Acum să nu mergem chiar dintr-o extremă în alta și de la așa 500 da. Cât avem acum, să facem doar 100. Că până la urmă nu numărul lor contează, dar și comportamentul, prestația și ce fel de salarii le dăm. Iată, se pare că azi că s-a discutat în Parlament despre reducerea sau impozitarea pensiilor speciale, iar mâine se va discuta despre anularea pensiilor speciale pentru deputați și senatori, ceea ce ar fi un mare progres, neașteptat, da. Dar probabil o fac cu interes electoral, că ați auzit, chiar PSD a propus chestia asta, după ce mai ieri a refuzat propunerea USR-ului de același fel, dar că aceia cereau 90% impozitare pentru pensiile foarte mari. Costel Iulian precizează, tot un spectator de-a nostru, nu există interes pentru gunoi. Introducerea unei legislații mai riguroase în area reciclării deșeurilor implică controle mai amănunțite și va afecta afacerea mafiei deșeurilor. O fi existând și așa ceva? Deșeuri care vin de afară. Suntem una din țările cu cele mai permisive legi împotriva celor care poluează mediul. De ce? Oare? Pentru că avem politicieni responsabili și pentru că cetățenilor puțin le pasă și continuă să voteze politicieni responsabili. Sau aveți altă părere? Nu. Eugen Trif, da, zice... Eu spune. Colegul nostru din Germania zice, consilierii ar trebui să aibă doar o remunerare simbolică, adică doar să-i acopere cheltuielile de deplasare. Păi vreau să vă spun că anume așa funcționează legea acum. Consilierii aleși locali nu au salariu. Au remunerare simbolică, de asta nu prea contează numărul lor. Contează câți angajați sunt în primărie. Ce iau salarii babane de câteva mii de lei? Consilierii locali, cred că și acei județeni, au onorariu pentru ședințe la care participă, ședințe de comisii sau ședințe de plen, care sunt foarte mici raportate la salariul primarului, ceva de felul ăsta. Primarul, în schimb, își trage un aparat enorm, pe care cel mai des nu l-angajează prin concurs, ci din clientela lui de partid și din clan de familie. Și ăsta mai degrabă atârnă greu în bugetul localității și în bugetul țării. Deci asta trebuie revizuit. Și sper că ați înțeles și sunteți de acord. Da. Vă rog, spre final, niște concluzii și niște idei optimiste, pentru că am vrea la prima voastră intervenție în direct să păreți optimiști ca să atrageți mai mulți oameni din Iangujeanu, din județul Olt, să-i atrageți spre Partidul Verde și eventual alegători pentru alegerile următoare. După care o să vă invit în alte ediții, poate cu deja rezultate. Acum, prima dată încerc scuze de dezordine și de toate lucrurile astea. Eu sunt la muncă pe la Sibiu și de-aia mă plin cu munca. E prea multă lume pe aici. Este ok, stai liniștit. Păi și noi suntem așa în condiții de șantier. Eu zic, să atragem primul rând tineretul. Și eu zic că asta e principala bază care am putea să dăm înainte. Tineretul să se implice în politică candidând sau măcar participând la vot, că e prea mare absenteismul tineretului și după aceea se plânge de situația din țară pentru că nu ți-a păsat de vot. Tineretul trebuie să aibă ce vota primul rând? Ca să se implice, să se voteze pe sine măcar. Și pe cei ca sine, tineri și cu viziuni noi. Da. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc. O lăsăm iar pe Gabriela ultima să vorbească cu concluzia. Nu, eu vreau să fac încă un anunț util. Trebuie să spun că avem nevoie de femei în partid, de orice vârstă. Și Gabriela, o să te rog să o să-ți punem la dispoziție de fapt contactele, fiindcă avem și aripa femeilor verzi. Și ca să fie că voi aveți niște nevoi și viziuni diferite câteodată și de multe ori mai bune ca și bărbații și noi vrem să vă promovăm. Deci fetelor, doamnelor, haideți în Partidul Verde și o să întâlniți o doamnă ca și Gabriela. Gabriela, ai cuvântul de încheiere al tău.
Da, vă mulțumesc în primul rând că m-ați primit. Este prima dată, deci prima dată când particip la așa ceva. Cum a zis și colegii, sperăm să atragem cât mai mulți tineri care la rândul lor să convingă bunicii, părinții și persoanele mai în vârstă să voteze Partidul Verzi pentru un trai mai bun, să spunem. Presupun că Mulțumim. funcționează și vă găsesc oamenii pe pagina Partidul Verde Alt, nu? Da. Și de asemenea, Da, probabil mulțumesc. e un Da, telefon de cred că da. contact pe site-ul verzii.ro sau Da, va fi. partidulverde.ro la rubrica de filiale de județ, la rubrica Alt, da? La cine? Al cui telefon e afișat acolo? Va fi al meu. Aha, deci dumneata ești împuternicit să constitui filiala. Da. Bun. Bucuros să vă cunosc, mulțumesc pentru intervenție, amintesc că au De noi. fost Și noi vă mulțumim. Alin cu Gabriela și cu Marius Neacșu. De asemenea, m-a ajutat la moderare colegul din Scandinavia, Gabriel Ursescu. Vă dăm întâlnire în zilele următoare, amintesc că în fiecare luni, miercuri și vineri seara de la ora 7 încercăm să vorbim verde în față despre problemele țării, ale zonei, ale regiunii, prin prisma membrilor, activiștilor și simpatizanților Partidului Verde. Opresc aici, seară bună! Numai bine tuturor și vineri vine Piteștiu. Vorbim cu Piteștii, La da. revedere! Da, la revedere! Mulțumim!